Nu e o piesă ușoară pentru, actori, pentru că e foarte concentrată. Timpul de desfășurare al spectacolului e de fapt și timpul real al întâmplării. Într-o oră se întâmplă multe lucruri, au loc multe evenimente, răsturnări de situații. E o comedie, aș zice, spumoasă, dar personajele trec și prin situații de viață tragice, pentru că de hotărârile pe care le iau ei depinde evoluția viitoare a vieților. Îmi place să jucați Cehov? Da, îmi place să joc Cehov. Din păcate se joacă destul de rar Cehov în ultimii ani. Înainte de 90 se juca mult mai mult Cehov. Și mi-aduc aminte chiar examenul de diplomă, în 1982, eu mi l-am dat cu Cehov, cu pescărușul de Cehov. Spectacolul nostru, spectacolul de la Constanța, beneficiază de o regie extraordinară a lui Felix Alexa și de un scenograf minunat, Carmencita Broșboiu, o artistă senzațională. Eu pentru prima oară colaborez cu domnia sa și sunt teribil de încântat. Distribuția e mică numeric, suntem trei actori, Dana Dumitrescu, Mariana Dochiței și cu mine. Ne înțelegem foarte bine și cred că am reușit să facem împreună, sigur dirijați de Felix Alexa, ceea ce se cheamă un spectacol frumos. Un spectacol care o să placă oamenilor, un spectacol în care neprevăzutul e la el acasă și scenele se succed într-o manieră imprevizibilă, ceea ce o să facă, cred eu, deliciu publicului. Acum e greu să vorbești despre un spectacol în care joci, în care ești un urs, mai mult ursuz, și n-am decât cuvinte de laudă despre felul în care s-au desfășurat evenimentele aici la Constanța, și asta ar însemna că trebuie să laud și să mă laud, așa că mă abțin. Trebuie publicul să vină, să vadă și să dea domnia sa publicul verdictul. Este un spectacol pe măsura începutului de stagiune? Cred că da, pentru că e un spectator care ar vrea să vină, dar nu e hotărât încă. Dacă nu e hotărât, cred că prezența pe afiș, pe afișul spectacolului unui mare autor, unul dintre cei mai mari autori ai lumii, unul dintre cei mai mari dramaturgi, Anton Pavlovich Cehov, toată lumea, cred că orice spectator care a intrat măcar o dată într-o sală de teatru știe cine e Cehov. Spectacolul mai beneficiază de regia unuia din cei mai importanți regizori români la ora asta, Felix Alexa, care lucrează mult și în străinătate. Scenografia Carmencitei Broșboiu, o scenografă care de asemenea lucrează mult în străinătate, lucrează cu cei mai mari regizori ai momentului, Andrei Șerban, Tompa Gabor, Silviu Purcărete și alții. Și nu în ultimul rând, aș zice, distribuția spectacolului cu doi actori foarte iubiți la Constanța, de publicul constanțean,
Dana Dumitrescu și Marian Adochiței. Și acum despre mine o să vorbească ei, probabil. Cum ați lucrat cu Dana Dumitrescu? Este personajul de care vă îndrăgostiți? Am lucrat foarte bine cu Dana, foarte bine. E o actriță tare dăruită profesiei ei. O actriță care face multe sacrificii să, cred eu, să țină teatru într-o zonă a artisticului, unde să vii și să vezi spectacole interesante, spectacole bune, spectacole foarte bune și spectacole excepționale. Eu am văzut câteva din spectacolele Teatrului de Stat din Constanța și chiar mi-au plăcut foarte mult. Ultimul pe care l-am văzut a fost Uciderea lui Gonzago, un text foarte interesant, un text al acestui timp, și regia lui Ioan Sabdaru e foarte bună și actorii sunt minunați. Am mai avut ocazia în anul ăsta să colaborez cu Teatrul din Constanța pe un text mai dificil, o tragedie antică, Dionisos, după Euripide, după Bacantele lui Euripide, unde eu joc Dionisos, în regia unui mare regizor italian, Daniele Salvo, cu care de asemenea am lucrat foarte bine la Constanța. Așa că în ultimele 4-5 luni am făcut o navetă, dar plăcută. București-Constanța. Să te simți așa aruncat dintr-un spectacol în altul, pentru că am multe spectacole și în București, e plăcut pentru un actor, e obositor, dar e plăcut, e ăsta de fapt e sensul vieții noastre, ar zice, nu numai a vieții artistice, sensul vieții noastre, să ne aruncăm în brațele personajelor noastre și să încercăm să aducem un pic de lumină, un pic de înțelepciune, un pic de frumusețe în sufletele oamenilor care încă mai vin la teatru. Și ăsta e un lucru extraordinar. O ultimă întrebare este legată de felul în care îi așteptați pe constanțeni să privească această piesă. Sunt constanțeni iubitori de cultură, de teatru? Ce ați observat? Eu cred că da, pentru că am avut ocazia să vin în foarte multe deplasări la Constanța, măcar de 3-4 ori pe an, fie cu Teatrul Național din București, unde eu sunt angajat, fie cu alte teatre din București. Și noi jucăm când venim aici, la Casa de Cultură a Sindicatelor, care e o sală destul de mare. Biletele, știu, nu sunt ieftine și lumea vine. Deci înseamnă că publicul constanțean e dornic de... E dornic să vadă teatru, e dornic să vadă pe scenă povești care într-un fel sau altul să producă ceva în sufletul spectatorilor. Nu e puțin lucru că lumea vine la teatru când e mult mai comod să stai probabil acasă, să stai în fața televizorului, să... Dar ce să vezi? Un fel de teatru care îl vezi, un teatru prost, pe care îl vezi dacă te duci într-o piață, pe care îl vezi dacă te duci într-un autobuz, pe care îl vezi dacă te duci într-un metrou. Cred că lumea are nevoie și de povești importante, de lucruri majore, și textele pe care le propune în ultimul timp Teatrul de Stat din Constanța, poveștile pe care actorii de aici le spun pe scenă, pentru că noi spunem povești, povestim vieți. Textele, spuneam, sunt foarte bune și cu siguranță
vizionarea acestor spectacole cu siguranță va lăsa ceva în mintea și în sufletul oamenilor care vor veni la teatru, și ăsta e cel mai important lucru.